Premierul Nicolae Ciucă și Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, au discutat astăzi cu reprezentanții cultelor religioase. Discuțiile cu reprezentanții bisericilor s-au axat pe implicarea în campania de vaccinare și de informare a populației privind măsurile de protecție. Mai multe însă despre această întâlnire ne spune Gabriela Mihai, te ascultăm. Am găsit o discuție care a durat aproape 2 ore și în care cei 18 reprezentanți ai cultelor din România i-au rugat pe cei care fac parte din executiv, dar și alte autorități, să nu introducă obligativitatea certificatului verde când vine vorba despre credincioșii care merg la biserică. Au avut așadar o discuție în urma căreia premierul Nicolae Ciucă a concluzionat că deocamdată nu se ia în calcul introducerea certificatului verde la intrarea în locașele de cult și cei care vor să meargă la slujbe religioase o pot face ca și până acum. Pe de altă parte, vorbim despre o întâlnire la care au participat atât premierul Nicolae Ciucă, cât și șeful DSU Raed Arafat, ministrul Sănătății Alexandru Rafila, dar și șeful campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță. Iar campania de vaccinare a fost de asemenea un subiect în cazul discuției de astăzi, pentru că autoritățile au discutat cu reprezentanții cultelor despre o eventuală promovare a campaniei de vaccinare. Concluziona premierul Nicolae Ciucă că această variantă a vaccinării nu este singura, însă este importantă și, desigur, ar trebui să se pună accent și pe fiecare individ în parte și pe comportamentul fiecarei persoane în parte. Așadar, cel puțin deocamdată, când vine vorba despre participarea la slujbele care au loc în biserici, cei care merg acolo nu au nevoie de certificat verde pentru a putea asista la astfel de ceremonii. Am avut o activitate pe care a organizat-o Secretariatul pentru Culte, găzduită aici la Templul Coral. O întâlnire la care au participat 17 din cele 18 culte din România. A fost o activitate foarte bună, în care am reușit să ascultăm fiecare reprezentant cu mesajul și propunerile dumnealor. Este o modalitate de dialog pe care o vom continua și cu ceilalți reprezentanți ai societății civile, astfel încât să putem să primim și să acumulăm tot ceea ce vine din partea cetățenilor români pentru a putea să luăm decizii pentru cetățenii români. În acest moment a fost o discuție și o solicitare a reprezentanților cultelor ca cetățenii să poată să beneficieze de această libertate de a participa la slujbe fără să se impună obligativitatea deținerii certificatului verde. Este în momentul de față, așa cum am spus-o de fiecare dată și l-avem aici și pe domnul ministru Rafila, este un proiect care este în dezbatere, se discută cu fiecare dintre specialiști și sperăm ca într-un timp cât se poate de rezonabil să ajungem la o concluzie. Libertatea religioasă trebuie respectată. Aș vrea să schimbăm această denumire de certificat verde. Este de fapt o rugăminte și a Comisiei Europene. Certificatul verde este destinat circulației în spațiu comunitar. Atunci când vom lua o decizie, care va fi până la urmă o decizie politică, ea trebuie luată în urma unui mecanism consultativ și inclusiv.